Acum că am terminat de montat lansetele, rodpodul și toate cele, tabăra în mod special, a venit momentul să merg pe apă cu barca, să caut zonele fierbinți, să le balizez, după care să mă duc să plantez lansetele acolo. E o balastieră cu adâncimi destul de mari, până la 7 metri, și pe noi acum în această perioadă ne interesează clar zonele cu apă mare, dar ne interesează și platourile. De ce ne interesează platourile? Pentru că, din ce am înțeles, presiunea este în creștere și în momentul în care presiunea este în creștere, peștele are tendința să stea între ape. De ce ne ajută pe noi platourile în astfel de momente? Cum stă peștele între ape, adică în masa apei, să zicem, din zona de 7 metri, găsim un platou în 3 metri jumate. Cum stă el între ape? Așa, în momentul în care întâlnește un platou, practic vine pe fundul lacului, pe substrat, și atunci ne poate găsi momeala mai ușor. De aceea căutăm și zone adânci, dar și platouri sunt zone foarte, foarte importante de căutat în astfel de perioade. Ia uite aici. Oho! Așa, urcare? Bun. Mai interesant aici, pentru că aici este urcarea foarte mare și suntem aproape de mal. Deci de aici ajunge hrana naturală mai ușor în pragul acesta și este exact adâncimea la care am înțeles de la ceilalți pescari care au fost aici pe lac că s-ar hrăni. Undeva la 4 metri. Ne interesează foarte mult să știm la ce adâncime se hrănesc crapii. Să mai găsim o dată piscul ăsta. Uite că l-am găsit. Și să pescuim imediat după el. Bun, deci am găsit piscul acela. Valizăm aici, s-ar putea să nimerim chiar pe el. Da, uite, am nimerit fix pe el. Deci trebuie să găsim zona unde coboară. Deci aici urcă până la 3 metri. Exact aici, zona de 3 metri. Aici a coborât. Ne-am dus în adâncime 4 metri jumate. Deci este exact la coborâre. Este perfect. Aici e de pescuit. Pe platoul ăsta iar. Unde apare în jur de 3.7-3.8, cred. Gata, ne-am găsit și zonele. Acum trebuie să venim să plantăm lansetele.
pregătesc nada atât pentru săculețul solubil pe care îl vom atașa de rigul nostru, vom face niște săculeți solubili generoși, mari, și pentru a plasa câte o scafă chiar deasupra monturii. Nu vrem să împrăștiem nada foarte mult. Zonele pe care le-am găsit variază între 3,5 m și 5 m, iar de la acea adâncime, dacă împrăștiem nada, se va împrăștia și mai tare, pentru că ea oricum cade răsfirată. De aceea folosim și saci solubili generoși pentru a ajunge pe fundul lacului, să ajungă nada compactă chiar lângă rigul nostru. Voi pune ce mi-a mai rămas de la campionatul CRI. Sunt niște solubile mici de scuid și căpșuni. De 16 mm și scuiduri tari. Dacă avem boilisuri mai vechi și care s-au întărit foarte bine, păstrați-le pentru peștii mari. Pe lângă asta, ce vreau să mai pun este clasicul porumb dulce. Este foarte, foarte bun în această perioadă și nu numai în această perioadă, mai ales pentru acest lac. Știu că funcționează foarte bine pe acest lac. Ca să nu cumva să ne topească sacul solubil, trebuie să punem și niște ground bait, niște praf, pentru a absoarbe practic partea lichidă de pe porumbul dulce, să nu ne topească sacul. Încercăm să nu punem zeamă, scurgem puțin zeamă. Voi folosi două tipuri de nadă, pe două lansete Squid și pe două lansete Frankfurter. Să vedem care funcționează mai bine. Asta este o nadă premium fishmeal, o nadă cu făină de pește. Tari și solubile, și puțin porumb dulce, puțin praf să facă acolo un norișor, exact ce trebuie.
Neața, Claus, cum ai dormit? Neața. Bine, dar nu m-a deranjat nimeni. Nu m-a deranjat nimeni. Uite, stăteam și mă gândeam, avem deja 24 de ore de când sunt bețele în apă. Dar trebuie să le schimbăm mai des. Mă gândesc că e apa rece și că nu se deplasează foarte mult și ar trebui să o punem la las, practic. Ideea este, mai ales aici pe lacul ăsta, particularitatea este să ai răbdare să le schimbi destul de rar. Pentru că orice îl deranjează pe acolo, nu mai vine să mănânce. Și trebuie să-i lași un timp destul de îndelungat ca să se obișnuiască cu ce ai oferit tu acolo. Înțeles. Adică mă gândesc să le schimbăm chiar și la 48 de ore, adică să ai nervii ăștia de oțel. Atât să stăm 48 de ore? Să ai nervii de oțel. Ultima dată când am fost aici, am o singură lansetă am lăsat-o și am schimbat-o la 48 de ore și cu aia am prins cel mai mare crap al partidei. Da. Un stil de pescuit unde trebuie să ai răbdare, trebuie să ai nervii tari. Nervii de oțel. Dar vreau să schimbăm totuși ceva. Pentru că, după cum știi și tu, a fost foarte frig azi noapte și încă este. Și trebuie să schimbăm ceva. Noi am plantat până la cea mai adâncă, până la cea mai mare adâncime, la 5 metri. Vom căuta mai adânc, vom căuta cea mai mare adâncime, pentru că... Capcane pentru noapte. Da. Ziua să avem pentru 3 metri jumate pe aici și noaptea să fie lansete pe cea mai mare adâncime pe care o vom găsi, undeva la 6-7 metri. E o strategie bună, merg pe bună ta și da. Eu aștept trăsătura. Și eu aștept, știi cum e, dacă schimb ceva, schimb norocul. Să vedem. Schimb locul, schimb norocul. Acum, schimb locul, în cazul schimb de față, schimbi adâncimea, e posibil să schimb norocul. Să sperăm. De asta am venit. Cu asta ne ocupăm. Dragoșe, ia vine să mă ajut cu ceva, te rog. Ia ce ții mai dat aici? Ba, mă nebunit cu achizițiile până asta. Ia, ține puțin de cutie, te rog. Dă la mine celofanul. Știi vechiul meu scaun? Acum, am dormit și eu pe ea. Prologic, Daddy Long Chair. Ți-l prezint pe fisul. Practic e același scaun, dar este modelul nou. Mai... Nu prea e același mai... scaun, eu văd că are ceva îmbunătățiri. Are mânerele îmbrăcate într-un material, nu transpiri. Da. Nu simți rece. Și designul nou, vezi? Foarte mișto. Ia să-l desfacem. Dar cadrul văd că este același, doar că e cadru verde în loc de negru. A, ia uite, și aici e mișto. Da, e mult mai bine capitonat. Și uite o pernă ce mișto e. Bă, nu văd decât diferență de culoare între pernă. Dar gândește că pe ăsta l-am folosit 3 ani. Se vede că e folosit. Se vede. Da, dar uite diferență majoră la spate. Da. Capitonajul este ventilat ca să nu mai transpiri. Da, corect, uite, da. De modelul vechi. Bună observația. Ia, să-l strângem puțin. Designul e pe nou camuflaj la Prologic. Bă, arată foarte bine. Cadrul văd că este același. Fix același, ca și dimensiune. Pare un pic mai înalt. Da, este un pic mai înalt, se vede. Și... Uite ce mișto arată logo-ul ăsta aici. Inspire. Face parte din gama Inspire. Acum, știi care e treaba, nu? Trebuie să luzi. Păi nu, Ludiu. Ține pe ăsta, l-ai udat și ai văzut cât a ținut. A ținut frumos. Bă, cât de tare stai în el. Și ia zi-mi acum, la el, chestia mișto care s-a plăcut și la asta cu picioare. Da, uite, poți să stai așa. Auzi, nu vrei să luăm și un spotar în echipă? Ah, ce bine stai. Bă, dă-și și ritmul ăla are incredibil. Parcă te simt. Bă, fii atent, stai pe el. Să mor eu. Asta e tabla aici. Te rupei? Mamă! Bă, ai văzut? Incredibil.
foarte tare. Și la prețul lui chiar își merită banii. Da, fii atent, problema, nu mai ai buzunarul. Da. Bine, ăsta, sincer să fiu, nici le-a fost foarte mult. Mai înțineam telefonul. Da. Era mișto dacă îmi puneai din nou buzunarul. Și materialul este mult mai gros. Aici am mai tăbăcit și eu cu fundul, să știi. Știi că și eu da. Să pune sănătos. Ah, Doamne ajută. Bă, incredibil cum stai, cum te pui. Ai văzut cum simți cum se afundă materialul așa cu tine? Cam la ce nivel de preț? Cam la ce buget se învârte acest model? Un pic peste 500 de lei. A, deci este bugetul mediu, foarte accesibil, adică pentru un scaun care să arate așa bine și să fie așa de confortabil. Exact. Pălpici mare antinoroi și are retrage de față spate. Rezistent până la 140 de kg dat de producător. Mânerile văd că sunt rezistente. Și uite, îmi place chestia asta, că sunt îmbrăcate mânerile. Nu mai transpir cu mâna pe vară și acum când e foarte rece, îți îngheață mâna. Îți îngheață mâna, da. Eu mă duc la treaba mea și să pune sănătos, îmi place. Stau puțin aici să mă relaxez. Și s-a dus. Nou record personal. Master car break. Iarna pe urmele crapilor. Dragoș, ai spart gheața. Da. Ba da, am spart-o. Pe lângă asta, ai făcut drumul la Arad, la Monster Car Lake, pentru un motiv, să-ți dobori recordul personal. Și s-a și întâmplat. S-a întâmplat nesperat de repede, adică nu mă așteptam la puțin de 20 de ore de când am plantat lansetele să vină și prima trăsătură. Cu toate astea, a venit. Uite. Suntem aici, sunt la pescuit. Dragoș pescuiește doar cu două lansete.
eu cu patru și el a prins înaintea mea. Bine, noi suntem o echipă și facem totul împreună, dar spunem tot, ce, pe ce adâncime, de ce te-ai legat acolo? Păi, ținând cont că am o experiență foarte bogată în pescuitul plantat, am izat foarte mult pe sfaturile la tine și pe cum ai gândit tu această partidă, ținând cont de diferențele foarte mari de substrat, diferențele de adâncime foarte mari, ținând cont de presiunea atmosferică, ținând cont că am văzut peștii pe sonar destul de sus, am decis împreună ieri după amiază când am plantat, am decis împreună să punem o lansetă pe 3,3 metri, pe un platou la 3 metri jumate adâncime, 3,3. Și ținând cont că crapii sau peștii în general, că pe sonar nu-ți dai seama exact ce pește ai, dar îți face o idee ce, pe unde umblă, a doua lansetă am pus-o pe 1,8, pe un platou pe adâncime mult mai mică. Trăsătura a venit exact pe platoul de 3,3 metri. Asta este o informație foarte bună pentru noi în acest moment, la 20 de ore după ce am terminat de plantat lansetele, să vedem adâncimea la care se hrănește, pentru că putem să ne facem o idee generală și să și repoziționăm lansetele în funcție de această informație. Este vitală o astfel absolut de informație, da, pentru succesul partidei de acum. Partida abia începe. Partida exact, abia începe. Au trecut abia 20 de ore și avem o săptămână întreagă în față. Azi am prins și o vreme superbă. Este absolut față de bine. Dimineața era minus 5 grade, ceva de genul ăsta. Da, da. Am găsit tot înghețat pe aici prin tabără. Spune-mi la cârlig, ce ai folosit, ce cârlige, ce mărime, ce tot. N-am pescuit cu nimic diferit față de cum pescuiesc în mod normal. Am un rig de 20 cm. Un cârlig Claumar Radical, numărul 8, am mers pe un cârlig mic, dar trebuie menționat că la varianta Radical cârligele sunt un pic supradimensionate. Adică 8 adică e 8 un 6. Se apropie de un 6. Tocmai de asta am ales acest cârlig. Este un cârlig în care eu am foarte mare încredere, pentru că nu am pierdut pește cu el, nu am scăpat pește. Și atunci am zis că aici, fiind un lac foarte greu, fiind m-a așteptat un număr foarte mic de trăsături, am vrut să mă asigur că dacă am vreo trăsătură, să pot să finalizez, să cresc șansele să finalizez și drill-ul. Un rig legat cu un fir cămășuit de la Corda Basics, gama Basics la Corda pentru orice classic pescar, classic, old school aș putea spune, iar la cârlig un boilies Frankfurter, un boilies tare de 20, pe care l-am ciopărțit eu așa, mi-am bătut un pic joc de el. Și am văzut că ai pus un capac de pop-up. Da, și capacul am încercat, practic ambele lansetele am avut pe același boilies, a diferit doar pop-up-ul. Pe una am mers cu jumătate de pop-up pineapple în banana, galben, și varianta câștigătoare până acum a fost pop-up-ul de 14 mm Mulberry, care o să folosesc în continuare. Eu am o atracție pentru această culoare când vine vorba de moment de cârlig. Bun. Dragul, ce să zic, felicitări, așteptăm în continuare să mai vină capturi, pentru că doar de asta am venit. Tu ți-ai bătut recordul personal, acum urmează să-mi bat și eu recordul personal. O mențiune mai vreau să fac până când, mai sunt vreo 7 minute până când îți trage și ție. Da. Ai menționat mai devreme că pescuiesc cu două lansete, chiar când am venit și am început să ne instalăm, te-ai uitat un pic ciudat la mine că totuși două lansete, o săptămână pescuit plantat. Explicația este simplă. Trebuie să ne bucurăm de ieșire, de tot ce înseamnă ieșirea la pescuit. De partea de camping, de gătit, de o cafea, de... Eu merg pe ideea că dacă am două lansete puse unde trebuie, așa este. Dacă e să prim, dacă nu... Drept dovadă. Și acum o să las una de apă. Nu glumeam, o fac pe doua și o bag imediat. Bun, hai să mergem să o plantăm și ca să înțelegeți, plantarea se face, dacă nu există trăsătură în acest interval, plantarea se face undeva la interval de 24 de ore. Deci undeva pe la ora 3 jumate ne apucăm de plantat și terminăm cam, să zic, într-o oră de plantat cele 6 lansete. Nu este un lac cu o densitate foarte mare de crapi, ba din contră, densitatea este micuță, dar sunt crapi capitali, există crapi capitali în acest lac și după ei am venit și pe ei îi vânăm.
Ce faci? Tot Mulberry pui? Tot Mulberry. Mulberry cu Frankfurter. Bun. Rămâneți alături de noi să vedeți cum a decurs partida până la sfârșit. Am observat că cel mai bine a funcționat punga PVA umplută cu boilisuri Frankfurter, deci boilisurile Frankfurter au funcționat în detrimentul celor de scuit căpșune. Și de aceea vom pune toate lansetele pe aceeași momeală de cârlig, și anume un boilis de Frankfurter cu 16 mm cu un capac de pop-up de Mulberry de 14 mm. Iar în punga PVA vom pune câteva boilisuri sparte și niște porumb dulce. Dar foarte important, porumbul dulce, pentru a nu topi punga PVA, îl vom băga în puțin mălai. Ne-a rămas de la mămăliga pe care am făcut-o pentru pastrama de la Carmangeria Ozana. Crezi că e păcat să nu folosim și mălaiul ăsta. Trebuie lăsat un pic să tragă toată umezeala. Ok, lăsăm puțin să tragă umezeala și crășuim câteva boilisuri. Pentru că în punga PVA vom pune și boilisuri sparte și boilisuri întregi. Nebunie! Boilisurile, în momentul în care le spargem cu crașa, nu trebuie făcute praf, ele trebuie lăsate să fie bucățele mai mari, așa. Câteva boilisuri tari, întregi. Și porumbul dulce pe care îl pregătisem cu mălai pentru a trage umezeala. Acum că mălaiul a tras umezeala de pe porumbul dulce, este timpul să facem punga PVA. Folosesc o pungă de mărime L. Iar punga, după ce este gata, nu introduc montura în ea, ci agăț pur și simplu de rigul pe care îl folosesc.
batem bine ca să ajungă și în colțuri. Banda PVA. Și legăm punga la capăt cu un nod triplu pentru mai multă siguranță. După cum ziceam, punga solubilă o folosim astfel. Nu introducem rigul în ea, ci atașăm rigul de ea. A mai scăzut temperatura apei. Când am ajuns noi, avea 9 grade la suprafață, iar acum are 7,8. Deci a scăzut 1,2 grade. Nada este suficient. Nada din pungă ajunge grupat, iar ceea ce îi dăm cu scafa se formează un pat de nadă mai dispersat. Acum că am terminat de plantat, le-am dat și crapilor să mănânce, e timpul să ne dăm și nouă să mâncăm. Ne-a mai rămas puțină pastramă de la Ozana, pentru că jumătate am făcut-o la tuci, jumătate am zis să o perpelim un pic pe grătar. Ia uite-o. De la fix, mă. Am căpuc pe grătar. Nou meu motor de la producătorul Prologic, un motor cu o putere de 55 de livre. Este suficient de puternic încât să-mi împingă barca cu tot echipamentul de care am nevoie. Un astfel de motor este recomandat pentru bărci cu dimensiuni de până la 2,70 m ca să poată să fie capabil să ne împingă barca cu tot echipamentul în ea. Este recomandat atât pentru pescarii care pescuiesc plantat, cât și pentru pescarii care pescuiesc la spinning, pentru deplasări mici, unde nu necesită motorul termic. Este a treia dimineață pe Monster Carb Lake. Este un fric de capă, pietrele, lansetele sunt înghețate, dar mi-am început foarte frumos această dimineață. Haideți să scoatem și pe Claudiu din cort, să vedem ce s-a întâmplat. Claudiu, neata! Neata! Ce faci? Ești gata de o nouă zi de pescuit? Uite, aici mă îmbrăcăm. Hai să-ți arăt ceva frumos. Ce? Până ai facem, cafeaua, până sau ce? Facem cafeaua, hai să vezi ceva frumos. Să nu zici că ai prins. Ba da. Aoleu. Bă,
Opa! Bă, chiar ai prins! M-a trezit la 7.5 dimineață. Pe ce lansetă? Tot pe aceeași lansetă, plasată pe 3.30 da. Deci incredibil, aceeași lansetă, aceeași momeală, aceeași regie, aceeași... Acolo e tot. Ai fost foarte inspirat cu alegerea acelui loc. Mare? Ca cât are? Nu, l-am cântărit că eram cam dezbrăcat dimineața când ne-a tras și am ieșit din cort în hanorac și în picioarele goale și efectiv tremuram. Hai să te ajut. Opa, mamă, dă-i drumul. Hai, vedeți ce-a fost? Așa se începe o dimineață de iarnă pe Monster Car. Bravo, bravo, bravo. E legată barca de ea. Acum s-a odihnit, că a stat un pic în sling. Wow! Ce pită frumoasă! Bravo, mă, dragoșe! Este! Mergem să plantăm din nou lanseta care a produs al doilea crap al acestei partide. Deci până acum s-au capturat doi crapi pe aceeași lansetă, deci clar acolo este o zonă fierbinte. Este pe o adâncime de 3 metri jumate și vreau să vă arăt exact cum este zona respectivă unde am găsit și am prins cei doi crapi. Dragoș a bătut 2 zile la rând recordul personal. Când ajungem acolo, mergem foarte, foarte încet cu motorul, de aceea și vorbesc încet, ca nu cumva să speriem crapii de pe zonă. Asta pe baliză nu e pusă tot pe 3 metri jumate? Nu e pe același platou? Nu mai lanset aici. Ca și punct de reper, avem o baliză acolo și suntem chiar în dreptul ei și de la mal, de la stuf, suntem retrași cam 5-7 metri, ceva de genul ăsta. Și aici avem o zonă cu 2,3 metri și în momentul în care pică pe 3 metri jumate, exact acolo în prag, acolo este zona noastră unde ne-au produs cei doi crapi. Atât de simplu.
Cum stăm cu fasolea, Dragoș? Miroase de nu să avem noi acum trăsătură la mirosul ăsta. Doamne ajută! Ziua de 1 decembrie ne-a bucurat cu o temperatură senzațională. Este prima zi în care putem să stăm și noi în miezul zilei la hanorac. Ia uite ce avem aici. Ciolan. Păi cum? Fasolea tradițională de 1 decembrie fără ciolan? Bineînțeles, ciolanul de la? Carmangeria Ozana. Cum miroase ea? Stai curios. Să scap de sfolicica asta. Nu vreau să o lăsim în fasole. Uite cum arată. Ia. Ai, 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 ai. Vorba oamenilor de pe aici. Și știi ce facem cu ea, nu? Ce facem? Dacă toți suntem aici în zona asta țării, îl țipăm în fasole. Îl țipăm în fasole, exact. Țipă-l acolo în fasole. Ah, ia uite, îi place. Ca boile sunt la dipuit. Da. Astăzi ne delectăm de 1 decembrie cu o tradițională fasole cu ciolan și urăm la mulți ani tuturor românilor. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani și nouă. La mulți ani, la mulți ani tuturor pescarilor. Și uite, eu îți propun că în momentul când ne vom delecta cu această fasole, să facem și ceva cald așa, colorat lângă. Pe lângă, nu? Da. Facem, cum să revenim. Până atunci, la mulți ani! Încă o dată, la mulți ani! Ca și echipament în această partidă, folosesc noile lansete Aero S7 Pro cu lungimea de 3,90 și un test de curbură de 3,5 livre, dar cu o greutate super, super redusă de numai 322 de grame, iar ca mulinetă am împerecheat lanseta CooperLogic Element, mărimea 7000, având o greutate de numai 618 grame, astfel având un combo super, super ușor, dar totodată capabil să mă ajute să scot orice crap din lacul Monster Carp Lake și știm că aici se află crapi de dimensiuni foarte mari. Când pescuim pe astfel de temperaturi scăzute, este foarte, foarte important să avem toate cele necesare pentru a ne face viața confortabilă. Și aici mă prefer de la costumul care te îmbraci, la cort, încălzitor, absolut tot ce trebuie să îți faci viața mai ușoară, să treci cu bine de astfel de temperaturi scăzute, cum am înregistrat noi în această partidă, temperaturi de până la minus 6-7 grade noaptea. Și unul dintre cele mai importante lucruri în pescuitul pe astfel de temperaturi scăzute mi se pare cortul. Pentru că petreci mai mult timp în cort decât afară. Acum noaptea este foarte lungă, la 4-4:30 este întuneric. Ce să faci decât să te bagi în cort? Neapărat trebuie să fie cortul din două piese, cort plus winter skin, pentru că la ce ne ajută acest winter skin? Formează o barieră termică și nu mai permite condensul, formarea condensului și pierderea
căldurii din interiorul cortului. Este esențial când pescuim pe astfel de vreme să avem un cort echipat cu tot cu winter skin. Și pe lângă toate acestea, materialul lui trebuie să fie cât de gros se poate, să nu fie foiță din aceea de ceapă, pentru că vom pierde toată căldura în momentul în care îl încălzim, va ieși prin material, chiar dacă avem și winter skin la el. Și plus că în continuare se va face condens dacă este materialul foarte subțire. Sunt foarte încântat de noul meu cort Prologic C-Series One Man. Are dimensiunile ideale pentru un pescar cu bagaj, cu bagaje cu tot. Are 2,60 m pe 2,40 m adâncime și 1,45 m înălțime. Se încălzește foarte ușor acest spațiu. Avem loc să depozităm absolut tot ce avem nevoie, sub pat, în laterale, se intră ușor în el. Are foarte, foarte important, are fermoare dublu sens, poți să ți-l customizezi, să-ți customizezi intrarea, ventilațiile și foarte, foarte important pentru pescarii care pescuiesc în sezonul foarte cald, are ventilație mare pe spate, cu plasă de țânțar și pe față la fel, plus că se poate deschide toată partea din față, făcându-l ca un broly uriaș. Dragoș, a fost o săptămână grea, cu trăsături foarte puține. Ne așteptam, ce-i drept, ne așteptam la un pescuit de decembrie, pe un lac cu adâncimi mari, cu crap dificil de prins, adică este cunoscut lacul pentru specificul ăsta, că se prind foarte greu aici crapii, dar cu toate astea, eu mă bucur și te felicit pentru doborârea recordului tău personal. Mulțumesc, este un record de echipă, pentru că, așa cum am spus la început, am pescuit o echipă, ai avut bunele intenții cu mine să mă înveți cum să abordez un astfel de lac, pentru că experiența mea pe un astfel de lac nu e foarte bogată și atunci, pentru mine, practic, a fost o școală de pescuit de o săptămână. Nu se știe când voi veni data viitoare aici și voi pescui. Deja vin cu o mică borsetă de cunoștințe și atunci să vedeți pește, nu acum. Văd că încă mai speri. Speranța mare ultimă. Ai strâns și rodpodul și Au rămas lansetele acolo cu frâna slăbită, în cască, Doamne ferește, până strângem corturile și tot ce avem pe aici. S-aude sunetul ăla de încheiere care, știi, la școală când se termină ora asta de clopoțelul, această școală de pescuit plantat se va termina cu sunetul tamburului. Să dea Domnul! Acestea fiind spuse, noi vă urăm fire întinse și să aveți parte de tot ce este mai bun. Noi încheiem ultima aventură pe urmele crapilor de decembrie, de data aceasta, aici, pe lacul Monster Carp Lake. Până data viitoare, nu uitați de abonare, nu uitați că ne dedicăm vouă atât pe Instagram, pe TikTok, pe pagina de Facebook La Omar Pescar, aici pe canalul de YouTube La Omar Pescar. Am omis ceva? Cam astea toate. La câte sunt. Vă invităm și acolo să ne dați o abonare, aici pe YouTube, dacă n-ați făcut-o încă, undeva aici sau aici, aici este un clon topel care vă va anunța de fiecare dată când se întâmplă ceea ce a întâmplat astăzi. Până data viitoare, să ne vedem sănătoși, să apropie finalul anului. Sărbători fericite, un an bun, tot ce vă doriți, vouă ne dorim și noi. Un an cât mai bun, fire întinse și să ne vedem cu bine. Hai acasă! Haide!
Mm-hmm.